vizitați România. Mergem astăzi în nordul României, într-o zonă montană din ce în ce mai căutată de către turiști, izvoare minerale, păduri întinse, pensiuni agroturistice în care puteți experimenta viața simplă de la țară, dar și unități moderne de cazare. Pe toate acestea le găsiți pe Valea Bârgăului. Este o zonă care oferă posibilități multiple de petrecere a timpului liber, inclusiv pentru cei care își doresc o vacanță activă. Există trasee montane marcate pentru drumeție, trasee pentru ciclism montan, alpinism și se poate practica raftingul pe apele repeze ale râului Bistrița. Înainte de a prezenta atracțiile zonei, Felicia Sâci, manager de proiect în cadrul Asociației de Promovare a Turismului Turist în Bistrița Năsăud, folosește salutul din romanul Dracula scris de Bram Stoker, care descrie în paginile sale chiar peisajul din Bistrița Năsăud. Bun venit în casa mea, intră de bunăvoie, pleacă precum ți-o fi voia și lasă aici puțin din fericirea ce o aduci. Valea Bârgăului înseamnă o zonă de vis, ca și peisaje. Se pot face drumeții, se pot organiza seri cu muzică tradițională și dansuri populare specifice zonei în pensiunile care sunt construite deja în număr foarte mare acolo. Pot să participe la photohunting în pădurile care, din fericire, le mai avem aproape intacte în zona respectivă. Pot să treacă peste deal vreo 12 km și să ajungă în zona lacului Colibița, care, după cum bine se știe, se bucură de cel mai ozonat aer din țara noastră. Dacă își doresc aventură, pot să încerce un rafting pe Bistrița Ardeleană. Deci sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute pe Valea Bârgăilor și în zona Colibița. Chiar dacă noi până acum am fost percepuți ca un județ de tranzit, iată că lumea a început să se deștepte și să mizeze pe turism și să și ofere variante de petrecere a timpului liber, nu doar o simplă cazare pentru o noapte. Pe Valea Bârgăului, stilul de viață tradițional românesc își păstrează actualitatea, majoritatea localnicilor având activități precum agricultura, creșterea animalelor și meșteșugăritul, cele mai cunoscute din zonă fiind livezile cu pruni și stânele de oi. Pe meșteșugarii puteți întâlni la diverse evenimente, aceștia fac demonstrații, vă învață câteva dintre tainele fiecărui meșteșug în parte și vă oferă obiecte lucrate manual după tehnici învățate din străbuni. Unul dintre aceste evenimente are loc chiar în acest weekend, Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula. Felicia Sâci, manager de proiect în cadrul Asociației de Promovare a Turismului Turist în Bistrița Năsăud. Se întâmplă foarte multe lucruri pentru toate categoriile de public, pentru toate grupele de vârstă. Toată lumea va putea să spună că a avut ceva de făcut la Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula. Am gândit un program, ca de altfel în fiecare an, acum am ajuns la a patra ediție a festivalului, în care să se regăsească cât mai multă lume. Avem activități nenumărate pentru copii, pentru că am gândit un program care să-i îndepărteze de tablete, de calculatoare, de alte gadgeturi care acum sunt la îndemâna oricui. Am gândit program pentru tineri, am gândit program pentru oameni îndrăgostiți de folclor, pentru cei care caută produse tradiționale, mâncare specifică județului Bistrița Năsăud, mâncare, bineînțeles, care va trebui să conțină usturoi, dans tradițional, muzică tradițională, muzică modernă, teatru pentru copii, ies eroi poveștilor din cărți acolo la Festivalul Usturoiului. Deci fiecare dintre cei care ajung acolo va avea câte ceva de făcut acolo, va avea câte ceva de descoperit. Ajunși la Festivalul Usturoiului, reprezentanții sexului puternic sunt invitați să se înscrie la concursul Cel mai bărbătos bărbat din Ținutul Contelui Dracula. Pe parcursul zilei, cei curioși să afle mai multe detalii despre povestea contelui pot opta pentru o drumeție tematică de 3 ore prin Munții Bârgăului, iar seara are loc noaptea DJ-ilor, îndemnul organizatorilor fiind lăsați femeile să facă ce vor.